care nu se, nu se ocupă de igienizarea lor și ajungem iar la un, un obiectiv pe care, care este în, la Consiliul Județean și anume Stadionul Tineretului, care știm bine de atâta timp, noi de vreo 2 ani de zile tot insistăm cu acest proiect. El stă în paragină de atâta timp, nu s-a realizat nimic acolo. Partidul Național Liberal prin Consiliul Revisă i-au depus o propunere, era vorba de un bazin olimpic. Într-adevăr, se pare că sunt anumite probleme cu cadastru, care înțeleg că sunt pe care de a fi rezolvate printr-o hotărâre de guvern, nu s-a reușit altfel, dar aceste lucruri puteau fi făcute de 10 ani de zile, cred că aveau timp să facă, bine și acum. Noi am propus ca, până să lucrește acest lucru, să vedem ce putem face acolo, pentru ca nu sta încă, după ce avem actele, încă 2 ani de zile, să vedem ce putem face acolo. Acolo se pot face multe, un complex sportiv mult mai complex, care să includă și acest bazin olimpic care era propunerea noastră, se pot face și săl de judo, se poate gândi și o parcare, pentru că vedeți când sunt anumite competiții sportive, și inclusiv la polivalentă, dacă se umple polivalenta, deja este o mare problemă cu locurile de parcare din zonă, dar să nu mai vorbim de ce cum să umple stadion la 30.000 de oameni, când acolo este un haos, care nu se mai, nu se mai au, nu au loc niciun fel de mașină. Și poate fi gândit în acest complex și parcare și trebuie să, trebuie să demarăm măcar să facă o informare pe stai, să poate nu suntem noi, nu deținem noi adevărul absolut, dar poate făcând un fel de sondaj, poate lumea o să spună, se găsesc alte idei și se conturează o idee care poate fi făcută acolo. Și, având în vedere ce am spus despre impozitarea cu 5%, cred că Consiliul Județean ar fi primul care ar fi taxat aici, pentru că de atâta timp să stea în paragină și e păcat că este o poziție foarte bună. Și o să reiau acest subiect, să vedem totuși să se facă ceva acolo, pentru că nu este în regulă atâta timp să nu se facă nimic. Un alt proiect care noi l-am depus mai de mult a fost cu acele perdele de protecție la, că tot a fost zăpada asta așa târzi acum și a fost iar probleme pe drumul județene. O să propun domnului director Volumbeanu să ne facă o inventariere cu zonele critice din județul Dolj, unde, pentru că într-adevăr, ei spun că nu e de competența noastră să facem acele perdele de protecție. Pot fi de acord cu această chestiune, dar având în vedere că am văzut că se face parteneriat, de exemplu, între Primăria Craiova, Consiliul Județean și Ministerul Sănătății, ca să știm să ne facem treaba, avem nevoie de un parteneriat ca să știm fiecare ce hârtie, cum să trimite hârtiile, cred că se poate face și aici un parteneriat cu primăriile din zonele unde se identifică aceste probleme și identificate acele bucăți de teren care mai apoi pot fi împădurite. De aceea, deci, o să propun domnului Volumbeanu să ne facă cu o listă cu zonele critice, pentru că nu sunt foarte multe, unde se blochează drumurile când sunt căderi masive de zăpadă, pentru că aceste perdere, dacă nu le începem de acum, nu se le avem niciodată, pentru că nu se fac peste noapte. Acele perdere de protecție sunt, se plantează și sunt utile în vreo 2-3 ani, nu sunt peste noapte utile. Și până la urmă, dacă se vrea, se pot face, pentru că dacă se pun la masă primarii din comunele respective, cu Consiliul Județean, cu cine mai, cu proprietarii de teren, nu cred că ar fi o așa o mare problemă să dea 2-3 metri din terenul de lângă drumurile județene să se facă aceste perdere, pentru că ele protejează și drumul și nu cred că ar fi asta o problemă. Dar trebuie să vrem și trebuie să demarăm odată aceste discuții, pentru că dacă nu le demarăm și spunem că nu putem face nimic, nu cred că nu să ajungem niciodată la nimic bun. Apoi vreau să-i dau cuvântul domnului Siloc să vă prezinte în Consiliul Local de Probleme. Vă spun și eu bună ziua și vă mulțumesc pentru participarea la conferința noastră de presă. Două teme foarte importante pentru noi, aș vrea să abordez astăzi. În primul rând, este vorba de ping-pongul ăsta care s-a practicat cu speranțele tinerilor care vreau să-și cumpere o locuință. Iată, ajungem aproape de
faza finală a acestui ping-pong și nu trag speranțe că se va finaliza acest proiect, ci faza finală că după ce o luăm pe calea aceasta, cred că nu prea mai sunt multe lucruri de îndreptat de către Primăria Craiova. Mă refer, dacă probabil v-ați dat seama, la cartierul chinezesc. Lansat cu surile și trâmbițe, la niște prețuri extraordinar de avantajoase pentru tine. Pare rău că nu este colega noastră, doamna Marga Bulugean, pentru că a urmărit cu atenție acest subiect și chiar mi-a adresat o întrebare personală. Cred că toți l-am urmărit. Dacă nu, noi ne ridicăm și plecăm, nu-i problemă. Nu, n-am vrut să... Dumnezeu mi-a adresat o întrebare personală pe subiectul acesta și am făcut și interpelare. Cu toții ați urmărit subiectul, n-a făcut nimeni o altă de insinuare. Am zis că toți ceilalți erau deja prezenți, nu trebuie să ne aprindem așa de ușor. Dacă dumneavoastră vă place ce se întâmplă în Consiliul Local și nu vă place ce se întâmplă aici, noi până la urmă se înalăm niște lucruri foarte, foarte grave, niște drapaje. După cum pot să vă citesc din ce se propune pe ordinea de zi, se propune un contract, adică transmiterea către ANL, bineînțeles, exportarea acestei probleme din Ograda proprie, după cum s-a obișnuit onorul primăria noastră. Și dacă colegiul Carol a pasat către Compania Națională de Investiții, acum acest cartier chinezesc îl pasează către Agenția Națională a Locuințelor. Și vreau să vă citesc articolul 4 din contract. Contractul se încheie pe perioada construcției locuințelor și încetează după executarea construcției și a utilităților aferente de construcție. Nu o dată, nu nimic. Aici, la durata contractului, ar fi trebuit să fie prevăzut un termen foarte clar. Cum contractul primăriei cu Ministerul Apărării prevede un termen foarte clar, adică 2020, dacă nu suntem în stare să predăm 250 de locuințe pentru, mă rog, la care să aibă drept de prenunțiune militarii, se intre din nou de către Ministerul Apărării în posesia acelei amplasamente. Noi dăm mai departe problema către București, către ANL, dar nu suntem în stare să punem un termen acolo ferm. Mă, fraților, noi avem... Dar spuneți-o logic, că mai știu și eu puțin administrație, sau să contrească, nu credeți că ar trebui să existe un termen în care trebuie să așa după ce va fi scoasă la licitație lucrarea? Dar noi deja, eu încerc să vă spun că noi deja suntem apăsați de un termen. Care începe? 2020. 2020. Asumat printr-un contract. N-ați mai văzut cum este o părere? Pot prelungi contractele? Nu, eu să mai fim pe aici și dumneavoastră, nu mă îndoiesc. Și vă spun că suntem în mare risc, dacă nu prevedem un termen aici, să întârziem. Ați fost cederea Ministerului Apărării și v-a spus că în 2020 și-au terenul înapoi? Nu, dar pot să citesc documentele scrise. Adică sperăm într-o înțelegere cu Ministerul Apărării, pentru o toleranță pentru 2020 și mai departe. Până la urmă e vorba de un proiect aproape falimentar. Este vorba despre un proiect pe care l-au pus pe butuci. Bun, și situația asta, cum vede PNL-ul rezolvarea? Falimentar în ce sens? Că nu am înțeles. Explicați-mi ce înseamnă, în opinia noastră, proiect falimentar pentru Primăria. Înseamnă un proiect care a început, a demarat cu foarte mult aplomb și cu foarte multe promisiuni și care... Cât a fost la Primăria Craiova până la urmă? Ați cerut o situație a cheltuielor Primăriei Craiova pentru a vedea cât a pierdut Primăria Craiova? Ca să vă puteți exprima că este un proiect. Dar știți ce termen de execuție avea inițial? 2016. Nu, dar serios, chiar aveți o situație? O să cerem o ședință următoare, o situație acolo cheltuit. Dar termenul era 2016, termenul inițial. Și eu, dacă vă amintiți, când am început această discuție, am spus că ne jucăm, facem ping-pong cu Speranțele Craiovei. Ok, bun, haide, ca să concluzionăm. Cum vede PNL-ul rezolvarea problemei? Acestei probleme? Da, după cum... Până atunci, că ăla sunt în 2000... Foarte mult timp am dat credit primăriei pe acest subiect. După cum știți, am votat atunci când a fost vorba despre intrarea în posesia amplasamentului și când a fost vorba despre buget, am susținut partea aceea, nu bugetul pe ansamblu, dar am menționat că susținem alocarea de fonduri, chiar suplimentare de fonduri pentru alocarea, mă rog, construirea energiei proprie, cum își asumase primăria. Dar acum mai era un proiect falimentar, deși dumneavoastră totuși v-ați dat GUB, atunci nu l-am mai considerat un proiect falimentar? Când ați votat? Mă întreb și eu. La ce vă referiți? La ce să mă refer?
Deci a fost la fel de... s-a insistat atât de mult pe acest subiect și... V-ați lăsat pe mici. Am încercat să mai dăm încă o dată credit. Cum, inclusiv la... Cum îmi acest... explic cum sunteți așa, în Consiliul Local votați pentru proiect și în conferință de presă spuneți că este un proiect parlamentar. Când să vă credeți? Când votați sau cum veniți în conferință? Dar noi când să-i credem pe actualii și foștii paliști? Păi suntem la conferința PNL. Eu personal aș vrea să văd ce poate să facă PNL-ul din acest punct de vedere. Ce propunere aveți? Chiar dacă în Consiliul Local nu aveți majoritate. După cum bine știți, noi am propus să se intre în poziția amplasamentului. După cum vă amintiți, foarte mult timp a fost anunțit că va veni altă firmă chinezească, că s-a accesat întâlnire credit și așa mai departe. Până la urmă, am votat împotriva acestor eterne prelungiri și am votat pentru intrarea în posesie acestui amplasament. De asemenea, am susținut alocarea de fonduri pentru acest proiect, încât să fie gestionat de regie proprie de către Primăria Craiova și cu zero profit, cum s-a discutat la momentul respectiv. Iar acum, vedem că s-a găsit o altă variantă cu ANL-ul. Acum, vă întreb pe dumneavoastră, ce ați face în locul nostru? Ați dat credit încă o dată? Legal, Primăria Craiova poate să construiască sau trebuie să o facă tot... are posibilitatea să dezvolte imobiliar sau... Da, și poate să vândă, dar să nu vândă în profit. Adică nu e o... Nu e vorbim de construcție, nu vorbim de vânzare. Da. Deci se întâmplă până la vânzare. Da. O da. Poate face primăria? Da, o poate face primăria, cum și-a și asumat prin hotărâre de consiliu. Și-a și bugetat niște fonduri pentru acest lucru. Dar după aceea s-a răzgândit că a găsit altă variantă. Care nu mai costă primăria bani. Care nu mai... Dar nu are nicio finalitate. S-ar putea să nu aibă nicio finalitate. Nu are un termen prevăzut. Noi asta criticăm. Ideea în sine s-ar putea să fie până la urmă, deși are un termen ultra-mega prelungit. De la 2016 suntem deja în 2018 și nu știu dacă avem termen, timp să-l terminăm până în 2020. Deci criticați faptul că în acest document este trecut un termen clar. Criticăm faptul că de ani de zile suntem amăgiți cu acest proiect și nici măcar acum nu vedem orizont, nu vedem limita de la capătul tunelului. Nici măcar acum. Deși se găsește o așa zisă soluție, tot timpul soluție sunt să pasăm în altă parte responsabilitate. Cam asta e abordarea Primăriei Craiova, cam asta este primarul în funcție. Numai asta ne oferă. Numai ping-pong, numai mici șușanele de genul acesta. Fel de fel de găsenițe. Mă rog, niște... Da, nu. A luat CNI-ul, s-a pasat pentru că trebuia să fie proprietar. Nu s-a pasat de la primărie, nu s-a apucat primăria de el și l-a dat la CNI. A fost făcut de CNI de la cap la coadă. Și nu e ok? Dacă tot... Discuție, deci nu s-a pasat. Dacă tot ați vorbit de fostul primar și de proiectul stadionului, menționez că noi am votat de fiecare dată, când a fost ceva legat de stadion, cu alocări de fonduri și tot, dar mă bucur că ați făcut această... Niciun caz. Din contră. Dar vreau să menționez că multă lume din percepție, bine că ați făcut această precizare, că percepția publică, din păcate, este că o fosta primăriță a făcut acest stadion. În realitate, într-adevăr, a pasat la CNI și acolo dar s-a realizat. Dar proiect, la idee, la proiect, e cale lungă. Dar îmi amintesc că, cum făcuse într-o conferință de presă, un mare tam-tam că s-ar putea să vină guvernul Cioloș și să nu mai aloce fonduri pentru stadion și așa mai departe. Și a fost axată. Și a fost axată pentru chestiile alea. Da. Deci eu stau să mă întreb așa, oare când veți învăța să nu ne mai pierdeți timpul și să veniți cu adevărat de pe conferința de presă? Asta nu e o temă. Amânarea de pe termen definit a cartierului chinezesc, asta chiar mi se pare bătaie de joc. Pe cuvântul meu, domnare, vă spun, asta chiar nu e temă. Era bătaie de joc dacă sute de craioveni dădeau avans pentru locuințe și locuințele nu erau gata. Atunci era bătaie de joc. Dar așa că unii și-au exprimat o cerere și chiar vă rog să luați cerere, să cereți de curiozitate, să vedeți cine a depus atunci, ăla este subiect de conferință de presă, cine a depus cerere pentru locuință în pachetul chinezesc, ăla este subiect de presă și vedeți că sunt și de la dumneavoastră, sunt și de la ei, și de dumneavoastră. Ăla este subiect de presă. Nu începe nici subiect de presă. E la nivel de țară, e la nivel de oraș. Un guvernic predictibil și o administrație locală imprevizibilă.
care nu atrage investitori. Bun, ce face PNL-ul încă o dată? Revin la aceeași întrebare. Ce face PNL-ul pentru acest lucru? O să schimbe actualii conducători. Și o să? Da. Când? În 2020. Nu spuneți că Mario Oprea anul trecut, anul ăsta. Și... Nu, v-ați zis în 2020. Bine, hai să continuăm. Mai am o temă foarte importantă. Am observat la punctul 60 că încercăm să urmăm modelul doamnei Firea și să înființăm societăți comerciale în subordinea primăriei. Acum vreți să ne ocupăm și de administrarea asociațiilor de proprietari sau să le înlocuim. Vă spun clar că vom vota împotriva acestui proiect. Din tot ce mi s-a demonstrat așa, istoric vorbind și pe plan local și așa, statul este un prost administrator și nu cred că ar administra mai bine. Nu zic decât o asociație de proprietari, dar decât o firmă privată. În momentul de față, pe piața, mă rog, aceasta administrării contabile a unor imobile, au intrat și niște privați. Nu văd de ce e nevoie să înființăm o societate a primăriei care să concureze cu acești privați, în condiții în care există destul de mulți, în condiții în care orice om care este nemulțumit poate la un moment dat să debrașeze de la anumite servicii și să se ducă către aceste servicii private de contabilitate, nu cumva ca să mai înființăm niște posturi și să mai mulțumim niște clientele. Altfel, sau poate cumva să centralizăm administrarea aceasta, că na, așa era și odinioară. Noi să centrăm, noi să dăm cu capul. Avem o societate care administrează asta, niște societăți care trebuie să încaseze și cetățenii către care trebuie să ajungem din când în când în campania electorală. Dacă le avem pe toate la îndemână, cumva cred că realizăm tot circuitul. O să votăm împotriva acestui proiect și îl dezaprobăm total. Adică e anti... E înțelăiat cumva față de mediul privat, față de cei care... Aveți idei cât ție administrată de asociații de proprietari și locatari dintre voastre încercuzați penalități cu faptul că au susținut bani din casă? Am citit relatării presă despre astfel de cazuri. Nu relatării presă. Există astfel de cazuri, de acord, s-au terminat și cu condamnări și cu tot, dar astfel de cazuri există în orice fel de mediu economic, în orice fel de nu doar asociații de proprietari. Și după cum am explicat, există și firme private care prestează acest serviciu. Niște firme private, fără președinții sau fără nu știu ce. Deci cine vrea să găsească servicii de genul acesta în altă parte, are posibilitatea să o facă. Nu trebuie să înființăm o societate a primăriei care se ocupe de asta. Mi se pare o aberație. Vă dau un exemplu, dar n-a fost deloc luat în seamă. E un proiect care a stat la setar de, nu știu dacă se fac 2 ani, dar 1 an și jumătate cred că este, o alea a personalității, care chiar trebuie să revin asupra acestui proiect, să vedem unde, ce s-a mai întâmplat cu el. Așa, te-a ajutat 1 an și ceva, 2 ani? Nu, am tot interpelat pe acest subiect, dacă ați fost atentă, dar... Nu am făcut un studiu de impact, ci pur și simplu am ținut cont de audiențe, de discuții cu cetățenii și așa mai departe. Nu am făcut un studiu de impact, pentru că un studiu de impact... Și v-au întrebat alea personalității? Nu, am făcut... Aici trebuie să plătesc de șarie, domnul Felix, mai mult, că știe... Două secunde, vreau să spun că nu neapărat că au cerut alea personalității, cât că realizează impactul pozitiv a unor vizite, a unor oficiali care pot fi marcate pentru orașul nostru, în care... Am avut foarte multe proiecte ca amendamente la proiectul de buget. Dacă ați studiat atunci și acel material, dacă nu vă putem pune la dispoziție. Și am avut proiecte atât de infrastructură. Nu ați primit niște voturi din partea Felisă, care văd din partea proiectelor, nu ați personal. Din cele 20 de proiecte, să zic, câte erau acolo, cred că minim 5 mi aparțin ca idei, cele amendamente la buget. Acum noi am lucrat mereu ca o echipă. Și dacă am depus cu toții, mă rog, ca echipă, n-am identificat ăsta e al lui Sirop, ăsta e al lui Vasile și ăsta e al lui nu știu cine. Înțelegeți? Adică, da, n-aș putea să spun domnul ăsta ăsta ale mele și mă rog, sunt cele 15-20 de proiecte ale PNL, dintre care aproximativ 5 mi aparțin. Dar să vorbiți de echipă, domnul Vasile, mai este în echipă cu dumneavoastră? Bineînțeles, cum să nu fie în echipă? Nu vedeți zile și la Consiliu, acolo, lângă noi, în bandă? Da, nu mai văd la conferință. Nu, este niște în echipă cu noi, domnul Vasile. Și las pe domnul Firică să continue. Da, eu am câteva subiecte în continuare să vi le prezint, dar mă simt obligat, dat fiind și cursul dialogului nostru, să fac anumite completări. Sunt multe proiecte și când colegii mei s-au referit la o echipă,
Nu doar consilierii fac parte din această echipă, comisiile de specialitate lucrează și le avansăm propuneri pe care dumnealor le susțin în Consiliul Local sau în Consiliul Județean. Sunt proiecte menite a aduce locuri de muncă, așa cum a fost propunerea pentru a construi un parc industrial, sunt propuneri pentru atragerea de investitori, sunt propuneri de natură social și implicarea cetățenilor. Dar vreau să... Haideți să nu ne întrerupem. Haideți să nu ne întrerupem. Voi prezenta lucrurile așa cum consider și după aceea așteptăm și întrebări. Vreau să fac o completare referitoare la această alee a personalităților, pentru că am fost implicat de ceva timp înainte de a deveni membru al PNL. Există un dosar penal, se fac cercetări de către Poliția Județeană și sper că se va stabili ce s-a întâmplat și cu alea personalităților, acel ansamblu monumental, construit și demolat de lângă Teatrul Național din Greva și, de asemenea, ce s-a întâmplat cu monumentul victimelor comunismului. Este iarăși o anchetă penală și sper ca autoritățile în domeniu să dea un răspuns de orice natură. Și, de asemenea, apelurile noastre au fost și au fost reluate în câteva rânduri aceste propuneri de a fi realizată aleea personalităților și de a fi refăcut monumentul victimelor comunismului. Știm, sau unii dintre noi știm că ne aflăm în orașul roșu, i s-a lipit această etichetă și alții au mai pus de lipici ca să nu cumva să se dezlipească, fiind orașul roșu, să demolăm singurul monument dedicat victimelor comunismului și a celor ce au suferit, deținuților politici. Dar voi continua pentru că am intenționat să vă prezint și dumneavoastră, pentru că oarecum a trecut neobservată o altă propunere din Consiliul Județean, făcută de echipa noastră de consilieri, de consilierii PNL Doj, prin domnul Mihai Steară, aceea de a implica și Consiliul Județean în refacerea monumentelor dedicate eroilor naționali din primul război mondial. Sunt zeci de monumente la nivelul fiecărei comune aproape, pentru că Doljul și-a dat o contribuție enormă și material, dar și prin sânge, pentru a desăvârși Marea Unire. Noi suntem în anul centenarului, dar am ratat în 2016-2017 marcarea primului război mondial. Craiova și-a adus o contribuție enormă la victoria României în acest război. Deci Craiova a fost transformat la un moment dat, păcat că nu autoritățile prin instituțiile abilitate și plătite din banii noștri, din banii contribuabililor, n-au făcut aproape nimic pentru marcarea primului război mondial. Craiova a fost transformată într-un imens spital de campanie în aceea. Instituțiile de învățământ se transformaseră în spitale și sunt lucruri cu adevărat importante despre care ar trebui să vorbim și nu s-a vorbit la vremea respectivă. Sper ca prin apelul pe care l-au lansat colegii mei în Consiliul Județean, această instituție să vină și să susțină material și logistic toate primăriile din județ, acolo unde există monumente. S-a intervenit, nu de fiecare dată, în modul fericit, la anumite monumente. În felul în care au fost vopsite sau s-a încercat reabilitarea lor, pentru că n-au avut asistență de specialitate și aceste lucruri trebuie să le facem măcar în acest an, să împrumutăm modelul francez. Marcarea centenarului primului război mondial în Franța a demarat cu 3 ani înainte, la noi încă n-a demarat, dar lucrurile acestea fac obiectul unei moțiuni în Parlamentul României și s-a cerut demisia și a actualului ministru al culturii. Da. Vreau să mai fac și o anumită precizare.